Celebrul protagonist al filmului Captain America a fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat. Este vorba despre Chris Evans, care l-a jucat pe Captain America în seria filmelor cu supereroi ale Marvel. Citez, mama mea va fi atât de fericită, a spus el jurnaliștilor revistei. La 40 de ani, Evans încearcă să acorde prioritate unui echilibru sănătos între muncă și viață și să petreacă cât mai mult timp posibil acasă cu familia lui în Boston. Și frumos, și familist, convins. Și foarte Captain frumos. America. Da. Ce părere ai, Andreea Vlai? De cine îți place ție, Andreea? Da, recunosc puțin o surpriză de această alegere. Aș vrea să știu pe ce criterii se face. Se pare, Andreea, că avem o problemă cu lavaliera ta. Fără, da, ai rămas fără glas, practic, de emoție. Da. L-ai văzut pe Chris Evans? Nu mă așteptam, nu-l știu foarte bine. Mi-a plăcut ce am văzut. Cred că are niște proporții la figură foarte frumoase. Da. E cel mai sexy, nu cel mai frumos. Deci trebuie să-l vedem un pic în acțiune. Adică ne trebuie, Raluca, trebuie să ne mai dai imagini ca să facem o idee. Trebuie să vedeți filmele din seria Marvel. Și tu ai și tu dreptate. Dar ia uite, cu tricou pe sub sacou, așa e foarte bine. Uite, stă bine și cu sacou la două rânduri de nasuri, ceea ce înseamnă cu un model clasic. Aici contează pentru mine foarte mult. Uite, și zâmbet. Da, senin, o privire frumoasă. 40 de ani, n-ai zice 40. N-ai zice, da, pare mai tânăr, pare mai tânăr. De cine îți place ție, Mădălina, până când ne spune și Andreea? Voiam să spun. De George Clooney, în continuare. Așa, da, e foarte bine Clooney. Și? Și îmi place de actorul din Bridgerton. Sper că am zis bine. Serialul de pe Netflix. Din primul sezon. Reghejan. Cum îl cheamă? Eu în continuare le iubesc foarte mult pe Charlize Theron și pe Angelina Jolie. Care sunt superbe. Charlize Theron îmi place și mie foarte. Sandra Bullock. Da. Julia Roberts. Și mai Julia Roberts, evident, și Meg Ryan pe vremuri. Nu știu ce s-a întâmplat cu Meg Ryan, n-am mai apărut. Și Michelle Pfeiffer îmi place foarte mult. Care arată în continuare că n-am spus la... eu bărbații, dar bine, am foarte mulți. Ralph Fiennes, să zicem așa, ca să fie doar el și să nu... I-a revenit vocea Andrei. Andreea, te ascultăm. Bine v-am regăsit, cred că am rămas mută de uimire. Da, de... exact. Asta spuneam și noi. De uimire pentru că... Am venit și la valiera. Da, sunt curioasă pe ce criterii se fac aceste, se aleg acești reprezentanți. Pentru că tot subiective sunt, Andreea, plăcerea cuiva. Cu siguranță plăcerea cuiva, pentru că, nu zic, îmi place, Chris Evans este, dar nu l-aș fi desemnat cel mai... Adică, pe cine? Tu pe cine ai desemnat? Ar fi o listă mai lungă. Asta zic și eu. Dă-ne un nume, să ne facem așa o părere. Este o chestie care depinde foarte mult de moment. De exemplu, dacă văd un film care îmi place foarte mult, este un actor acolo. Exact, mă influențează și nu pot să spun că este unul pe care l-aș alege și ăla rămâne pe veci. Dar vă, nu vi se pare că contează foarte mult felul în care se mișcă, în care vorbesc, în care atitudinea te invită într-o căpere, adică acolo e sexy sau nu. Adică absolut, înfățișarea bun, e frumos sau nu. Da, dar știi că e incorrect politic să mai spunem și asta, că înseamnă, cum se spune în engleză, you objectify, obiectivezi persoana din fața ta, dacă spui că e frumos. Da. Adică mi se pare exagerat și asta, știi? Nu poți să-i spui unea, ești frumos. Nu, dar până la urmă știi că fiecare în funcție de asta alege, chiar dacă ne place sau nu să recunoaștem treaba asta, contează foarte mult. Fie că îl obiectificăm asta contează foarte mult, dar într-adevăr atitudinea este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Sunt Eu oameni... sper tare, tare mult ca în viața noastră de zi cu zi să nu fie așa, să fiți statornici, da? Și loiali.